Domnilor și domnilor, este miercuri, este ora 17, este momentul să înceapă o nouă ediție a emisiunii În audiențe, astăzi cu domnul Ionică Ciobanu, șeful departamentului Asociației de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Bună ziua, domnul Ciobanu! Bine ați venit în platourile noastre! Aș vrea să începem discuția de astăzi, întrucât este vară și este perioada propice pentru lucrări de întreținere, la tot ce înseamnă condominii, blocuri. Vreau să vă întreb un lucru. La nivelul Primăriei Municipiului Iași, mai există sume care să fie alocate pentru reabilitare termică a blocurilor? În momentul de față sunt proiectele care sunt acele proiecte care sunt depuse în vederea finanțării. Deci altele deci nu alte proiecte deocamdată nu sunt în acest moment. Aceste proiecte urmează să fie finanțate în totalitate? Nu. 50% conform legislației, atât de Uniunea Europeană, atât de guvern, cât și de municipalitate. Dar să se aprobe aceste finanțări. Bun, pentru că eu am văzut foarte multe locuri în Iași că s-a început, fiecare a început cu forțe proprii, reabilitarea termică. Problema este alta, că fiecare folosește pentru apartamentul lui, să zicem, polistiren de 10, altul de 7, altul de 5, altul, și nu este ceva uniform. Mai mult decât atât, un bloc care are mai multe scări, fiecare scară are o anumită culoare a varului. Legislația ce spune în acest sens, domnul Ciobanu? Bun, legislația explică și dă coordonatele unei reguli care trebuie respectate vis-a-vis de aceste termosisteme. Într-adevăr, e o problemă care preocupă colegii din primărie, atât partea de urbanism, cât și colegii de la partea de control urbanism, care au în sarcină aceste lucruri. E o problemă care încercăm să o ținem și noi printr-o comunicare directă cu asociațiile de proprietari. Nu ar trebui președintele asociației sau astfel încât să-i conștientizăm și ei să fie mai implicați în acest aspect și să le solicite să respecte cerințele minimale. Bun, dar eu vreau să vă întreb un lucru. Toate aceste lucrări de reabilitare termică, bun, și când vorbesc de reabilitare termică, nu vorbesc neapărat de termosisteme, de tâmplărie de aluminiu. Reabilitarea termică, trebuie să le explicăm nostru telespectatorilor, că înseamnă și schimbarea conductelor pentru apă, pentru agent termic, nu? Impropriu spus, putem spune că sunt lucrări de întreținere a imobililor. În condițiile în care schimb, crește și eficiența energetică a imobilului. Schimbatul unui conducte de apă nu crește eficiența energetică, dar duce la siguranță în exploatarea imobilului respectiv. Exact. Iar pentru o conductă de apă caldă, de exemplu, aceste poate. Cerințe sunt stipulate și prin cartea tehnică a imobilului, care trebuie să existe la nivelul fiecărei. Unde ar trebui să fie? La nivelul o găsim la președintele asociației sau la administrator? Nu. Ea trebuie să fie la asociații, nu, nici la președinte, nici la administrator acasă, nici la cenzor. Ea trebuie să fie la sediul asociației și e un document de bază. În baza acestui document, acestei cărți tehnice, să știu clar care sunt lucrările obligatorii care trebuie făcute în cadrul asociațiilor de proprietare, astfel încât imobilul să fie funcțional. Nu ascundem faptul că avem sesizări și sunt probleme la blocurile cu o vechime mai mare de clar, da. 50 de ani, 60, unde 50. Au început să cedeze instalațiile sanitare, oamenii căutând soluții au început să strângă bani, să schimbe canalizarea interioară, să facă racordurile cu materiale noi care să le permită funcționarea în continuare normal. În bun, condiții dar toate proprice. Toate aceste lucrări nu sunt făcute în baza unei autorizații de construire? Adică vine, presupun, asociația și solicită primăria autorizație de construire în vederea anvelopării. Trebuie luat sistematic. În momentul în care eu schimb o instalație cu același traseu,
fără să schimb funcționalul, ci eu schimb numai materialul sau cu același material, acolo nu este cazul de eliberare de autorizație. Pentru anvelopare imobilului? Pentru anvelopare imobilului este prevăzut în lege. Bun. Solicitarea, obligativitatea de a se solicita autorizație. Da. Nu credeți că în astfel de cazuri în care vine o asociație și zice, domnule, către primărie cu o cerere, vă rugăm să ne aprobați autorizația de construire în vederea anvelopării sau schimbării anvelopei imobilului. Nu credeți că ar trebui ca acea solicitare să treacă și pe la serviciul dumneavoastră, în sensul că să fie trecută acolo mențiunea că vor respecta, nu că vor respecta, vor avea aceeași culoare pentru tot imobilul, că vor avea același sistem pentru tot imobilul? Aici sunt reguli urbanistice și condițiile de reglementare sunt stabilite prin certificatele de urbanism și completate, detaliate prin documentațiile tehnice la autorizațiile de construire. Deci nu este necesar să treacă prea noi, pentru că legislația clarifică lucrurile acestea, iar cine întocmește documentația de autorizare este obligat să respecte tot cadrul legislativ în care spune dimensiuni, material. Cu toate acestea, în Iași se văd blocuri, v-am spus, cu mai multe scări care au culori diferite de la o scară la alta. Cum vă explică? Cum este posibil? Adică, de ce, nu știu, nu a putut toată asociația să spună? Eu consider că aici undeva este și vina constructorilor, adică nu acelor firme care nu înțeleg că trebuie și o culoare unitară. Exact, și ei să respecte cadrul. Pentru că dacă firma spune, domnule, îți fac, dar trebuie să respectăm acest lucru, nu îmi dai culoarea verde, ci îmi dai culoarea inițială a imobilului. Corect. Sau du-te și obțineți... Culoarea inițială este prevăzută în cartea imobilului? Păi, se observă, normal că e trecut. Deci, în mod normal, atunci când a fost făcut, ridicat acel imobil și a avut o anumită culoare, s-a respectat, știu, o cromacheie, nu știu... Acum avem un bloc care seamănă cu cubeul. Este era de la, cam gri orașul în 89. Era cam... Bun, haideți să luăm un prim telefon în direct. Alo, bună ziua! Bună ziua, doamnă! Bună ziua, să rămână astfel, doamnă! De ce Dumnezeu furnizorii de apă sau furnizorii ce mai avem noi de... Nu să se țină, să schimbi și să ne ajute cumva, să ajute cumva la cătare? Că nu e foarte greu de pus, de chem valoarea cu solul, e dezastru, de așa și așa și până acum dat seama cum îți trebuie de prizutor. Și nu numai la noi, cazul e de extens. Cred că ar trebui un astfel de partea furnizorilor, mă gândesc eu, dar cred că e a mea grea, mai bine Mulțumesc pentru telefon, da. O zi bună, doamnă. Trebuie să înțelegem că responsabilitatea oricărui furnizor este până la punctul de facturare, până la contor. Așa este. Atât timp cât furnizorul de apă și canalizare are căminul la limita proprietății, respectiv în afară, acolo se opresc atribuțiile lui. Dar asta nu împiedică ca reprezentanții asociației să solicite sprijinul pentru a face lucrări de înlocuire a unor producte. Normal, cu un proiect, contract, cost, cu un deviz, cu... No, doamna Solerenco sugera dacă nu s-ar putea ca și conductele din subsolul imobilului să fie înlocuite de către furnizorul de utilități. Eu v-am spus, pot să fie înlocuite, dar nu gratuit, în sensul că să nu plătească proprietarii. În patrimoniul furnizorului și administrației publice se află până la limita ceea ce este în proprietate. Deci asta, dar asta este ce este problemă. După este în proprietatea comună a proprietarilor din imobilul respectiv. Deci nu se poate interveni într-o altă proprietate cu
fără o formă legală. Corect, corect. Bun. Domnul Cioban, haideți să vă întreb un lucru care se întâlnește foarte, foarte des la eu zic că la mai toate asociațiile. Consumul de apă rece. Dacă se face un calcul sumar, câtă apă rece consumă într-o lună o persoană? O medie. Există, știu eu, vreun calcul explicativ pentru cantitatea de apă pe care o consumă o singură persoană într-o lună? Există normele europene pe care noi le-am preluat, în care studiile premergătoare arată că un consum de 7 metri cub de apă de locuitor pe lună este un consum rezonabil în... 7 metri cubi înseamnă 7.000 de litri. Un calcul sumar, tot așa, specialiștii spun, domnule, un duș pe care îl face persoana zilnică poate să consume undeva la vreo 20-25 de litri. Bine, sunt persoane care stau sub duș și jumătate de oră. Trebuie înțeles, diferențiat un pic, cantitatea maximă pe care poate să o consumi, normală, pe care un om poate să o consume, peste 7 metri cubi, se consideră că se face risipă și, sau există pierderi, iar sub se poate consuma în funcție de modul în care fiecare proprietar își gestionează. Pentru că mulți... Până într-o anumită limită. Da, deci mulți proprietari spun, dom'le, nu mi se pare normal și făceau calcule. Atâta consum pentru mâncare, atâta consumă mașina de spălat, atâta consum la rezervorul de la toaletă. Și spuneam, dom'le, nu pot să ies la un consum de 6 metri cubi de apă rece pe lună pentru o persoană. Sunt 6.000 de litri. Tocmai de aceea s-au introdus acele repartitoare de costuri, contoarele de apă. Da. Care sunt pe clasă de precizie. Bun. Acum, acele contoare sunt puse, nu? Trebuie să fie puse cu acordul asociației de proprietari, toți să aibă același tip de contorizare. Exact. Aceeași clasă și același tip de contoar. Dacă, să zicem că un proprietar are suspiciunea că acel contoar nu înregistrează corect, unde ar trebui să se adreseze? Asociația de proprietari? În primul rând, asociația de proprietari trebuie să asigure că există acea verificare a contorului care arată că el se încadrează în marja de înregistrare pe care producătorul le oferă. Trebuie știut că există o marjă de eroare cam de 10% din consumul înregistrat. E mare tot. E mare și asta e din cauza acelor pierderi foarte mici care nu pot fi cuantificate, nu pot fi înregistrate la nivel de contor de apartament, ci ele se cumulează și apar pe contorul general. De asta obligația președintelui, obligația comitetului executiv, a administratului care are în sarcină direct acest lucru, este ca periodic să facă verificarea, să facă acele citiri pentru a se asigura că datele furnizate sunt corecte, da, și a ști că diferențele sunt ținute sub control. Sunt minime. Bun. Sigur. Haideți să vă adresez o altă întrebare. La aceste imobile cu multe etaje, care au și un lift, verificările periodice, verificarea faptului că ele au fost verificate periodic, de către cine se face? Există în cadrul departamentului pe care îl conduceți o... Problema cu lifturile este reglementată, este verificarea de funcționare, escirizarea care e cu anumită periodicitate. Există firmele cu care, asociațiile care au lifturi, trebuie să aibă contract, iar în momentul în care expiră sau ceva nu este în regulă, nu se joacă nimeni cu lăsarea în funcțiune a acestor utilaje. Eu am întâlnit cei de două cazuri de când tot merg cu lifturile, în care era depășită data verificării. Cine verifică dacă a fost respectat termenul de verificare a instalațiilor liftului?
Nu există în cadrul departamentului dumneavoastră? Nu. Bun. E o problemă. Deci noi care asigurăm care exclusiv că în sarcina asociației să se asigure că în acele termene sunt făcute verificările, sunt schimburile de piese necesare. Sunt acele piese de siguranță care după o anumită perioadă de timp sunt înlocuite obligatorii. Domnul Ciobanu, spuneți-ne și nouă, la nivelul primăriei municipiului Iași, există cursuri de perfecționare pentru administrator sau președinți de asociații de proprietari? Bine, ei se fac niște cursuri și... Nu, aceste cursuri sunt făcute pentru a se putea face, trebuie o aprobare, un aviz, o atestare dată de către Ministerul Învățământului. Am înțeles. Deci sunt ONG-uri care se atestă cu aceste module de cursuri în care abordează mai multe aspecte vis-a-vis de funcționarea asociațiilor de proprietari, atacă problema inclusiv cu PSI-ul, cu lifturile, ei... Deci nu există în cadrul departamentului. Primăria municipiului Iași, nu. Știți de ce? Pentru că sunt situații în care, domnule, nu ne mai convine administratorul sau președintele pentru că a făcut poate un matrapazlâc, ceva, vrem să-l schimbăm. Cel care ar urma să preia locul trebuie să aibă pata la mama, cum se spune la mână. Atestăm. Nu? Atestatul. Noi atestăm. Dar la baza atestatului, pe lângă alte documente pe care trebuie să le depună la dosar, candidatul trebuie să aibă acest curs obligatoriu autorizat de Ministerul Învățământului. Am înțeles. Deci... Haideți să mai luăm un telefon în direct și după aceea vom continua discuțiile. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Să rămână, doamnă! Locuiesc locul numărul 9. Da. Toți în catare am făcut o cerere pentru a schimba cerere de la cuptor. Să știți că foarte greu s-aude și în studio la dumneavoastră și... Dați televizorul mai încet. Dar nu am televizor, nu aveți. Departe, la am înțeles. Vă auzim foarte bine, doamnă. Noi vă auzim, spuneți. Așa, s-a mers la domnul administrator, s-a apropos de ce spunea domnul Miron, că când vrem să schimbăm, dar nu reușim. S-a regretat domnul Miron, cum a trapa sârcuri. Și ne-a spus că nu ne poate da, deci noi am văzut la sfârșitul lui mai începutul lui Iunie, că acum am sunat pe doamna aia care a făcut, nu e exact și știi de ce este vorba. Noi am făcut un deviz, ca așa să... Foarte bine. ...viază cum ar veni. Da. Și am făcut un deviz și ne-am dus la domnul administrator. Și ne-a spus că nu ne dă bani până luna iulie, pentru atunci să-i scoate din bancă. Deci administratorul de la asociația dumneavoastră v-a spus că nu poate să scoată bani din bancă, fondul ăla de rulment, nu? Da, cred că... Pentru înlocuirea conductelor, întrucât până în iulie nu poate să îi scoată. Să... Întrebare, aveți înscris de la dumnealui? Nu, am fost 3 ani. Eu vă recomand să faceți o solicitare scrisă, dar adresată președintelui sau comitetului executiv. Dumnealor iau decizii. Dumnealor asociației. Dumnealor. Nu ascultați. Dumnealor iau deciziile. În paralel putem și noi să urmărim aspectul ăsta astfel încât să vedem de ce se întâmplă lucrul ăsta. Ca asociația de proprietari numărul? Da, nu știu. Deci nu. Strada lotului numărul 9, da? Da. Noi am făcut la sfârșitul mai începutul lui iulie. Voi lua legătura. În luna iulie de bani când îți face de la bani. Doamna, mâine luăm legătura cu reprezentanții asociației să vedem ce se întâmplă și să deblocăm situația acolo, da? Chiar vă rugăm, că dacă știam, vă dădem telefon mai de mult, domnul Ciobanu, dacă știam. Nu e o problemă. Să știți că avem și un număr de telefon direct la serviciu, 0232266533. Putem fi contactați de la ora 8:30 la 16:30
de luni până vineri, avem program cu publicul, avem un mail, unii putem să corespondăm direct sau pe adresa directă a mail-urilor de la primărie, pe informații@primaria-iași.ro. Bun, dumneavoastră, doamnă, spuneți că este prima dată când ați făcut o asemenea solicitare și ați fost refuzat. Ați auzit, domnul Ciobanu a promis că mâine va lua legătura cu reprezentanții asociației de la dumneavoastră, tocmai pentru a debloca această, știu, nici nu știu cum să o... Da, așa este, aici aveți perfectă dreptate. Corect. Ați depus o sumă pentru... Așa e. Încercăm să... un apartament din dobândă, da, este... Există și asta... există o variantă. Se poate ca cineva să zică, domnule, l-am depus pe o anumită perioadă de timp și am să beneficiez de acea dobândă. Lucru care... Lucru pe care puteți să-l solicitați Comisiei de Cenzuri. Exact. Asta vom solicita mâine Comisiei de Cenzuri. Un raport vis-a-vis de cum s-au utilizat gestionat aceste fonduri pe ultimul an de zile și pe care să-l afișeze la scările de bloc pentru aducere la cunoștință a proprietarilor. Până la urmă este și o obligație pe legea 230 că toate fondurile trebuie prezentat modul de utilizare. Corect. A acestora. Mulțumim foarte, foarte mult pentru telefon, doamnă. Cu plăcere. O zi bună în continuare. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară. Nu schimbați programul, rămâneți pe postul Iași TV Live pentru partea a doua a emisiunii în audiențe cu domnul Ionică Ciobanu.